Noi nu tot timpul avem resursa, dorința și pofta de a fi drăguți. Cel mai sănătos și mai benefic pentru noi este să fim exact așa cum simțim. Tind să fie super drăguți oamenii care nu au deloc încredere în ei înșiși, oamenii care nu se cunosc și care nu au idee ce fel de oameni sunt de fapt. În cazul persoanelor veșnic drăguțe, nu este o întrebare de va fi sau nu va fi, ci mai degrabă o întrebare de când asta se va întâmpla. Învață de asemenea să spui nu. Cei care sunt drăguți se fac luntre și punte pentru a-i ajuta pe ceilalți în primul rând, apoi pe sine, au o mare problemă în setarea limitelor personale. Bine ai venit la podcastul Tu Poți, cald, autentic și inspirațional, creat în special pentru sufletele curajoase ce își doresc și pot să reușească. Aici vorbim despre dezvoltare personală, antreprenoriat, libertate și viața de creator. Eu sunt Elena, gazda ta. Sunt astăzi aici, gata să împărtășesc cu tine experiența, modul meu de gândire și instrumentele ce te pot ajuta și pe tine să-ți creezi propria ta fericire și istorie de succes. Eu cred că nimic în viața noastră nu este o simplă coincidență. Dacă acest podcast a ajuns astăzi la tine, atunci te invit să-ți deschizi inima, să-l asculți și să te bucuri din plin de ceea ce urmează. Salutare, lume bună și frumoasă! Bine v-am găsit în episodul 3 al podcastului Tu Poți, sezonul cu numărul 3. Astăzi vom continua subiectul nostru și anume tema autenticității, deoarece ea reprezintă o temă foarte importantă pentru mine și consider că anume cu ea este foarte bine să începem acest nou sezon. Astăzi vom vorbi despre faptul că să fii drăguț poate fi un sistem sau un mecanism de autoapărare care îți face mai mult rău decât bine. Haideți să vedem ce v-am pregătit astăzi. Să fii drăguț poate fi într-adevăr un mecanism de apărare prea dureros pentru tine. Pentru că să fii drăguț, haideți să recunoaștem, e periculos pentru sănătatea noastră mentală. Noi nu tot timpul avem resursa, dorința și pofta de a fi drăguți. Cel mai sănătos și mai benefic pentru noi este să fim exact așa cum simțim. Tu i-ai întâlnit, eu i-am întâlnit. Toți cunoaștem măcar o persoană care să fie tot timpul 24/24 drăguță mereu. Sunt gata să ajute alte persoane, sunt sensibili la durerile altora, rare ori se ceartă, unii chiar evită cât de tare pot cearta. Mulți vor zice că nu văd nimic rău la mijloc, dar vreau să vă zic că a fi drăguț este de fapt un mecanism de protecție bazat pe lipsa autenticității, care adesea, în loc să ne protejeze, ne face mai mult rău. Tind să fie super drăguți oamenii care nu au deloc încredere în ei înșiși, oamenii care nu se cunosc și care nu au idee ce fel de oameni sunt de fapt. Să fii drăguț cu alții poate însemna să ai un comportament foarte periculos pentru tine însuți. Atât timp cât urmărești atent ce zic alții, tu uiți să fii atent la ce simți tu, la obiectivele tale, la autenticitatea ta, la valorile tale, la dorințele și necesitățile tale. Noi toți avem necesitatea firească și umană de a aparține, de a fi loiali. Și dacă nu primim iubirea de care avem nevoie, atunci încercăm diverse metode de manipulare prin care să dovedim că suntem buni și că merităm să fim iubiți. Dar adesea, anume aceste metode, nu arată nimic altceva decât o agresivitate pasivă, pentru că cel care dorește să salveze, care este bun, care este drăguț cu toată lumea, de fapt are o necesitate acută de a manipula și de a controla ce vor gândi alții despre el, ba mai mult, chiar de a dicta ce va gândi, cum va reacționa un alt om la ceea ce spune și ceea ce face. Din frica de a fi respinși, persoanele care sunt drăguțe tind să suprime în interiorul lor toate emoțiile negative pe care le trăiesc. Sub masca de a fi drăguț stă un mecanism deloc drăguț de apărare față de reacțiile celor din jur, de manipulare și chiar de controlare a reacțiilor lor. Cine alege să nu își asculte autenticitatea are adesea în spate experiențe în care nu doar că nu le-au fost validate emoțiile, dar au fost judecați pentru că au fost triști, obraznici, au urât pe cineva sau și-au permis să fie furioși, lucruri absolut normale pentru oricare psihic uman. Dar este important să înțelegem că noi avem nevoie de această autenticitate pentru a nu ne suprima emoțiile și a nu ne îmbolnăvi într-un final.
Depresia, anxietatea, burnout-ul, în cazul persoanelor veșnic drăguțe, nu este o întrebare de va fi sau nu va fi, ci mai degrabă o întrebare de când asta se va întâmpla. Iar pentru întrebarea cum încetez să fiu drăguț și neautentic, am pregătit pentru tine niște recomandări adunate din literatura de specialitate. Experiența mea personală și a sufletelor cu care lucrez acest tip de problemă în ședințele mele individuale de mentorat. Așadar, te invit să analizezi cum te simți tu cu adevărat. Este primul lucru cu care poți începe. Fă din asta o practică în care zilnic să te analizezi ce simți când spui, gândești sau acționezi într-un mod obișnuit pentru tine. Mai apoi, încearcă să înțelegi dacă ceea ce faci și spui exprime ceea ce tu de fapt ești și îți dorești, sau este ceea la ce crezi că se așteaptă alții de la tine, se așteaptă alții de fapt să spui sau să faci. Învață de asemenea să spui nu. Cei care sunt drăguți se fac luntre și punte pentru a-i ajuta pe ceilalți în primul rând, apoi pe sine, au o mare problemă în setarea limitelor personale. Când nu știi să spui nu, tu nu filtrezi lucrurile, oamenii și evenimentele care intră în viața ta. Astfel te trezești că mergi la petreceri cu oameni care te scurg de energie, abia aștepți să termini o conversație și te întorci înapoi acasă, în locul tău sigur. Te trezești că accepti să lucrezi cu clienți care nu-ți plac sau servești alcool fiindcă nu ai vrut să superi un prieten, dar te simți rău două zile după aia. Învață să-ți creezi limite personale și filtre ascultându-te pe tine, valorile tale, credințele tale, necesitățile tale, ascultându-ți intuiția. Iar după, învață să spui nu pentru a face ca aceste filtre benefice pentru tine să lucreze. Furia ta este de fapt informație. Când simți furie, iritare sau resentimente, folosește-o ca pe cea mai bună informație, ca pe cel mai bun semnal prin care inconștientul îți comunică de ce ai nevoie să scapi, ce nu-ți place și ce îți dorești să faci ca această furie să înceteze. Nu încerca să o ascunzi cât mai rapid sub mecanisme învățate și repetate de atâția ani la rând, de la mama, de la bunica, că să fii furios de fapt este egal cu a fi un om rău. Nu, fii sincer cu tine și cu ceilalți. Încheie o relație pe care o menții ocazional activă doar din frica de a nu supăra pe cineva. Ai această tărie de caracter, renunță la discuții superficiale și data viitoare când cineva drag te întreabă cum ești, nu răspunde bine. Încearcă să te lansezi în discuții mai profunde, să vorbești despre cum tu într-adevăr te simți. Da, unii oameni vor pleca din viața ta, dar cei care vor rămâne vor fi la fel de autentici ca și noul tu. Și cei care vor rămâne cu siguranță nu au stat cu tine pentru că ai fost comod și pentru că te-au iubit și au putut să te vadă dincolo de aparențe. De asemenea, o să te invit să începi să schimbi programele din capul tău. Asta este cel mai greu lucru de făcut și cel mai dureros, dar poți crea un fundament pe care odată ce l-ai pus, toate celelalte schimbări care vor veni în viața ta se aranjează cu încredere într-un tot întreg. Ele nu mai sunt dureroase, nu mai sunt grele. Când vei începe să pui în practică oricare dintre recomandările mele de mai sus, tu vei vedea că începi să te simți vinovat, începi să te simți îngrijorat, că lumea te va disprețui sau că toți vor renunța la tine, prieteni, familie, colegi sau clienți, doar în capul tău. Și această frică de necunoscut, cum vor reacționa alții dacă eu mă voi purta altfel, vine cu tendința să te refugiezi în scenarii vechi și vei dori să scoți din dulapa acea mască sigură de om drăguț. Pur și simplu conștientizează atunci, respiră de câteva ori, mângâi-te, îmbrățișează-te, iubește-te și continuă să mergi înainte spre tine autentic, spre tine exact așa cum ești. O viață autentică este legată de viața ta interioară. E nevoie să fii tu însăți în conexiune cu propriile necesități, cu propriile valori, pentru a avea curajul să trăiești după cum îți dictează inima, după cum îți dictează sufletul și nu după cum dictează alții. Vor fi multe încercări la mijloc, multe momente când te vei simți fără energie, căci să schimbi programe vechi necesită implicare, foarte mult efort și câteodată foarte multă iertare. Pentru că a fi ceea ce tu nu ești mulți ani la rând este dureros în primul rând pentru tine. Este nevoie să știi care este adevăratul tău eu,
pentru a putea porni pe drumul autenticității, pe drumul creării de viață. În drumul de căutare a sinelui, în drumul spre construirea vieții de care tu ai nevoie, desigur că vor fi multe încercări, multe momente când te vei simți fără energie, căci să schimbi programe vechi necesită implicare, iubire, iertare și acceptare. Este nevoie să știi care este adevăratul tău eu pentru a putea porni pe drumul autenticității tale. Iar dacă ai nevoie de ajutorul meu specializat, care să te însoțească pe acest drum al schimbării, al descoperirii, să știi că eu sunt aici pentru tine. Știi unde mă găsești, dar cel mai important, fii foarte atentă la energie. Tu vei simți cel mai bine când anume vei avea nevoie de un susținător care prin întrebările corecte te va ajuta să îți regăsești acel eu autentic pe care l-ai ținut captiv sub masca de a fi drăguț sau drăguță de atâția ani. Sunt bucuroasă să petrec acest timp calitativ cu tine și te aștept cu mare drag și săptămâna viitoare pentru un nou episod. Te invit de asemenea pe site-ul elenaandronache.com pentru a beneficia de toate produsele educaționale create cu mult drag și lumină, în special pentru tine, sufletul care simte și știe că poate și vrea mai mult.